Veri și în practic ediția a doua, olimpiada de vară, pe care împreună cu Oleana Țăret, colegii mei, am făcut-o și anul trecut. I-am dat sus așa în paranteză sport și sănătate, petrecere aer liber și așa mai departe. Și aici o să fac o paranteză, după cum știți, tot în zilele trecute, practic în 6 iunie, am organizat și o regională care s-a bucurat de un real succes, tinerii și cei prezenți și cei care nu au fost prezenți au fost foarte mulțumiți și știu eu, ne-au felicitat pentru acea acțiune. Dorim să continuăm pe aceeași linie și să organizăm și ediția a doua la Olimpiada de Vară, pe care anul trecut am făcut-o la Strandul Răscuța și anul acesta o facem tot în aceeași locație. Am primit sprijin și anul acesta am fost și am vorbit cu domnul administrator de acolo, cu Cristi, și ne sprijină și anul acesta, cum am făcut-o și anul trecut. O vom mediatiza în perioada următoare. Noi ne-am gândit să o facem pe 2 august, într-o zi de sâmbătă. Bineînțeles, vom invita pe toată lumea care dorește să aibă parte de o zi de distracție. Va fi într-o zi de sâmbătă. Ca și anul trecut, vom avea multe concursuri, tenis, volei, not, dar și concursuri interactive cu premii și multă muzică. Anul trecut, seara s-a încheiat cu un party la Armageddon, pe care ne-am intitulat o scumă party. Și anul acesta vom face un mic party, încă lucrăm la acest proiect, la această parte. Pe tot parcursul zilei va fi un DJ care va crea atmosferă, se va ocupa și de partea de concursuri interactive și mai departe. Anul acesta vrem să venim și cu concursuri de diferite genuri, vrem să invităm și, am încercat și anul trecut, dar nu s-a putut, probabil anul acesta vom reuși să invităm și pe cei de la Red Bull și multe alte companii care să vină să ne ajute cu concursul premii și mai departe. Vrem să avem și invitați speciali, să-l chemăm, chiar am și invitat și mi-a spus că măsură de proporție de 99% va fi prezent pe Mihai Sturzu și câțiva colegi din zonă. Vor fi, bineînțeles, prezenți și colegii noștri din județ, președinții organizației de tineret, cu câțiva membri din organizațiile respective. Și, bineînțeles, vor fi și alte surprize, dar noi am zis că vrem să o mediatizăm din timp. De ce? Pentru că anul trecut, practic, am început-o cam târziu mediatizarea. Am zis acum să avem cel puțin mai mult timp la dispoziție și să atragem cât mai multă lume. Chiar și dumneavoastră presa sunteți invitați, puteți să veniți să petreceți o zi specială.